Evenimentul s-a produs pe DN2B, la 7 km distanță de municipiul Buzău. Ansamblul de vehicule militare se deplasa dinspre Ploiești, spre Focșani, iar în momentul în care era depășit de un tir, a ieșit cu toate roțile din dreapta, în afara părții carosabile. Transportorul blindat s-a desprins din ancore și a căzut de pe platforma autotrailerului. Din fericire, vehiculul militar greu de 10 tone s-a răsturnat spre câmp și nu către șosea. La acea oră, traficul fiind intens, șoferul autotrailerului de armată a încercat să evite impactul cu un tir al cărui șofer efectuase o depășire imprudentă. Un autotrailer ce se deplasa dinspre Târgoviște spre Focșani, ce deplasa, aducea de la reparat de la un transportor de cercetare, a fost depășit pe drumul 2B între Mizil și Buzău de către un tir. Acesta a forțat, i-a tăiat calea pur și simplu, l-a depășit foarte în scurt. Ca să nu fie între în impact, șoferul de pe autotrailer a tras dreapta. Din păcate, ancorile de pe transportor care erau prinse pe autotrailer s-au rupt și un reductor punte spate de la transportor s-a deteriorat și a căzut de pe trailer. În urma căderii de pe platformă, o roată a transportorului care tocmai fusese reparat la Târgoviște s-a desprins. Tabul era asigurat corespunzător pe trailer? Nu, în armată nu există să nu existe, să nu fie asigurat. Nu există așa ceva. Șoferii aflați miercuri seară în trafic pe DN2B au rămas uimiți când au văzut monstrul de metal eșuat în afara părții carosabile. Ați mai văzut vreun tab așa pe marginea drumului eșuat? Nu. N-am văzut. E prima dată când am văzut un tab. Astea sunt tehnica învechită, sigur. De aia cred că s-a și rupt roata. Cred că nu a fost bine ancorat. Dacă a fost pe trailer și a picat, mi se pare logic, da? Poate n-am dreptate, nu știu. Vedem ce vor declara responsabili. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Traficul auto pe drumul național care leagă Buzăul de Ploiești a fost întrerupt de echipaje de poliție militară pentru a permite unei macarale să repună vehiculul blindat pe platformă. Comandamentul batalionului din Focșani va efectua o anchetă internă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.